Animalele sunt parte din lumea noastră și, la fel ca oamenii, pot să nimerească în situații dificile. Adesea se descurcă singure, dar uneori totuși au nevoie de ajutorul nostru pentru a scăpa de necaz. Astăzi am adunat pentru voi videouri în care animalele cer oamenilor ajutor. Așa că puneți un like și să începem! Dacă nu ați știut, armadillo înoată destul de bine, dar în același timp viteza lor lasă de dorit. Iată și acest micuț ar mai fi trebuit să înoate mult și bine dacă nu erau oamenii de pe barcă care au acceptat cu amabilitate să îl ducă până la mal. Acest șoricel mic tremura de frică, fiindcă nu putea să fugă de omul groaznic, cu tăietorul de sârmă, fiindcă s-a încurcat în sârmă cu lăbuța, dar în cele din urmă a respirat ușurat și a fugit după treburile sale. Zâmbetul singur se va întinde pe fața dumneavoastră când veți vedea cum omul a rezolvat problema lipsei de hrană a acestor vulpi. Nici n-am idee cum această pasăre a ajuns blocată într-un asemenea loc. Deja era disperată și se pregătea pentru cei mai rău, când dintr-o dată la orizont a apărut un trecător care a decis să lupte pentru viața păsării. Ea nici nu s-a așteptat că cineva o va salva. Noroc de oamenii buni! Iar acum, un pic de bunătate și prietenie. Ce frumoși sunt flamingo! Probabil că ați văzut deja acest fragment și odată ce am vorbit despre drăgălășenie, n-avem cum să trecem așa cu vederea. Acest cățel a căzut într-o gaură suficient de adâncă, din care să iasă singur nu putea, dar din fericire a fost observat de un bărbat care a găsit ieșire din situație, simplu și ușor. Pe ecranele voastre puteți vedea un motănel care a fost dus de valul explorării teritoriilor noi și a nimerit într-o situație dificilă. De la început au încercat să-l ridice de sus, dar el a căzut. Din fericire, oamenii aveau un plan B. Asta poate fi o surpriză pentru voi, dar chiar și creaturile acvatice au nevoie de surse de apă curată. Și chiar acum acest om are grijă de una. Nu știu dacă această bufniță a încercat să livreze cuiva scrisoarea de la Hogwarts prin Hojag sau nu, dar după 3 zile în care a stat blocată, acești salvatori pentru ea într-adevăr sunt niște magicieni. Rățuștele uneori au norocul să nimerească în canalizare. Iată, uneori e nevoie ca omul să se scufunde în salvare, literalmente. Cum vă pare așa binefacere? Acest bărbat pe nume Joseph, care trăiește în India, hrănește în fiecare zi sute și mii de păsări de pe terasa sa. Omul pasăre, așa l-au numit localnicii. El împreună cu soția sa în fiecare zi fierb 75 de kilograme de orez, ceea ce îl costă tocmai 50 de dolari, 40% din venitul său. Se ocupă cu asta deja de 19 ani. Se pare că e o modalitate bună să îi oprești pe vecini din a-și parca mașina lângă intrarea casei tale. Un caz într-adevăr unic. Curioase sunt nu doar pisicile. Acest patruped a căzut de pe fereastră și din fericire a ajuns pe aparatul de aer condiționat. E un adevărat norocos, căci are așa vecini prietenoși. Iată un moment în care un ursuleț stângaci a reușit cumva să-și bage capul între tulpinele copacului și să se blocheze acolo. Ar mai fi stat acolo multă vreme dacă nu era salvatorul care, fără durere și rapid, și-a efectuat munca.
Uneori, chiar și animalele sălbatice se plictisesc de aceeași dietă și la cine să mai vină după bucate alese dacă nu la oameni? Deși liliecii poate și arată înfricoșător, asta nu înseamnă că nu trebuie să ajutăm în situații dificile. Un pic de ingeniozitate și micuțul epuizat e din nou în siguranță. Apropo, este o vulpe zburătoare și, după părerea mea, e foarte drăguță. Acest urs koala s-a salvat de la un câine dingo, dar acum se agață cu ultimele puteri de o stâncă, pentru a nu cădea în râul plin de alți prădători periculoși. Noroc că o persoană care nu era indiferentă a venit să îl ajute. O imagine tragică, dar în același timp fericită, puteți să o vedeți chiar acum pe ecranele dumneavoastră. În încercarea de a-și salva puiul din groapă, mama elefant s-a îngrijorat prea tare și și-a supra-solicitat puterele, de aia inima ei a încetat să mai bată. În timp ce micuțul încă era în groapă, oamenii au depus efort pentru a o întoarce la viață și, după cum puteți vedea, cu succes. O reuniune minunată! Iată așa situație se poate întâmpla dacă aveți unica sursă de căldură în întregul câmp. Un șoricel minuscul a decis să riște cu viața sa și să aibă încredere în creaturile uriașe pentru a se încălzi. Drăgălășenia acestui video este uimitoare! Un opossum a fost găsit de om într-o stare deplorabilă. Era rănit, deshidratat și înconjurat de muște, dar inima omului nu i-a permis să treacă pe alături indiferent, așa că foarte curând micuțul s-a vindecat complet. Devizia acestei păsări este simplă. Dacă viața îți oferă un deltoplan, ia o pauză și odihnește-te. Nu e clar cât încă ar fi suferit această vulpe și cum s-ar fi terminat totul, dacă nu era persoana amabilă care i-a venit în ajutor. Cu eforturi comune, cei doi au realizat cu succes planul de salvare. Acest pui s-a speriat de zgomotul mașinii de tuns iarba și s-a aruncat în apă, ceea ce a fost o decizie proastă. Din fericire, oamenii au reușit să-l reanimeze. Cine știe ce animăluț este? Scrieți-ne în comentarii! Vulpea sigur ar fi murit de foame și sete în mijlocul unui șantier abandonat, dacă nu era omul ingenios care a decis să o salveze. Chiar dacă animalul era destul de obosit, a participat activ la salvarea sa. Această bufniță sau n-a observat poarta de fotbal sau n-a calculat bine traiectoria de zbor și a nimerit într-o capcană neplăcută. Din fericire, în ajutor i-a venit acest bărbos cu suflet mare. O poveste tristă s-a întâmplat cu un ursuleț, a cărei familie a ars sau s-a pierdut în timpul unui incendiu în pădure. N-a rămas însă singur, soarta i-a trimis un om care i-a devenit noua familie. E o chestiune obișnuită să hrănești păsări, pisici și câini, dar la așa binefacere nu s-ar fi decis toată lumea. Voi ați îndrăznit să faceți așa ceva? Scrieți-ne în comentarii! Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați ajutat vreodată vreun animal sau pasăre? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!